Pulștiuca și brotacul, n-au aflat pe semne lacul, n-au care să urnească sacul, unde stă pitinul dovleacul. Ei n-au priceput că sacul a rămas pe loc săracul. Coșcoțeate las mai fiecare, cum l-a dus pe el dovleacul. Doamne redactor, ați citit novela mea pe care v-am trimis-o prin poștă? Da, am citit-o. Am citit-o cu mult înainte de nașterea dumitale. Ridică-te, Grigore, pentru că este ceva sfânt, măreț, unic, intraductibil. De un singur lucru mi-e frică, cam să mor înaintea ei. Îndrăgostiții ar trebui să moară toți îmbrățișați în aceea zi, în aceeași clipă, când iubești cu adevărat, regreți că nu ești tânăr mereu și că într-o zi o să fii oale și ulcele. Uite, eu care o ador pe Genoveva, când mă gândesc că într-o zi o să am părul alb și reumatism, mi se pare o jignire, mi se pare o barbarie. Credeam că o să ți se facă și ție milă de noi. Ruxandra a zis că nu ne dă nimic să mâncăm până nu vii. Stăm așa în picioare și te așteptăm de la acceleratul de 1 și 8 minute. Am epuizat tot, bancuri, amintiri din studenție, rețete de pizza cu și fără ciuperci. Spune, ai câștigat sau n-ai făcut de râs? N-am avut încotro și a trebuit să câștig. Ia, să te auzim și noi. Nu. Hai, să afli și tu o părere obiectivă. Da, hai, nu e mai hai, sunt un pic obosit, acum hai, după Virgil, cum? Virgil, hai mă. Bine. Clientul din camera din mijloc face gălăgie din pricina rufăriei. Da, știu. Mi-a spus și mine. Scoatem rufăria din dulap să o duc. Lasă că eu duc eu. Eu duci tu? Scuze, dumneata? Da, eu. Dar mult îi mai porți de grijă clientului ăsta. La toți le porți de grijă la fel. Până acum era obiceiul ca pe client să-i servesc eu. Numai că dumneata te porți cam nepoliticos cu ei. În schimb, dumneata te porți cam prea politicos. Ia, știi ceva? N-am nevoie de dascăl. Bine, atunci caută-ți un alt chelner. Stai, Fabrizio. Ce e, dragul meu? Nu-ți mai place la mine? Eu te rog să-ți aduci aminte de ce a spus tatăl tău înainte de a-și ta asupra. Mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte când am să mă mărit. Mai, că și eu sunt destul de simțitor? Da. Te rog să anumite lucruri nu le pot răbda. Dar ce-ți imaginezi? Tu ce sunt eu? O ușuratecă, o fâșineață? Ce-mi pasă mie de clienți? Cum vin așa se duc? De iubit, iubesc pe unul singur. Stăpâne. Ascultă-mă pe mine, Fabrizio, ești drag. Acum pare că ești drag, acum pare că nu-i mai sunt. Ascultă-mă pe mine, clienții vin. Vin și se duc, iar eu stau. Eu stau pe loc, așa că tot de mine e mai bine. Dar pe domnul cavaler ăsta nu pot să-l sufăr. Mai de-l încolo. Cum am uitat, are o scrisoare. Du-i-o. Adus. S-au dus toți în biserică să înalțe rugăciuni. Pe urmă se vor duce să se ospăteze. Și slujba e lungă. Vor ieși prin spate. Și se vor duce acasă. Valete. Valete.